Da, m-am intrat în restaurant. Așa. Și mi-a zis unul și că ia pleacă mă de aici. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog. Dragilor, până acum v-am obișnuit cu acest cadru în partea de outro, dar uite că acum facem și intro direct de aici de la birou, pentru că astăzi este o zi specială. Este o zi în care am planuit un eveniment în Galați, prin care voi oferi flori și la doamne și domnișoare pe faleza superioară, dar și în grădina publică. Pentru cei care sunteți din Galați, știți despre ce este vorba. Astăzi este duminică, este o zi cu și despre flori. După cum vedeți, am aici două bijuterii care urmează să fie livrate unor doamne și unei domnișoare. O să filmăm, bineînțeles, de acolo tot procedeul, dar pe lângă asta trebuie să mergem și la un depozit de flori, să vedem dacă găsim niște floricele pentru magazin. Și mai avem și alte activități, așa că stați cu noi, pentru că vom filma tot ceea ce facem astăzi. O să vedeți și voi cam cum decurge o livrare și reacția clienților. Este pentru prima oară când filmez așa ceva. Sper să-mi și iasă, o să vedeți și voi pe parcurs și revenim din mașină. Hai că ne-am urcat o mașină. Ia să vedem un cold start. Cum mai pornește. S-a pornit bine. Un pic cam greu, sincer, pentru că nu merg cu ea, merg foarte rar, adică doar în weekend. Și ușor începe să mă lase bateria. Da, o lăsăm un pic să încălzească. Deci astăzi avem de făcut următoarele lucruri. Deci trebuie să mergem mai întâi la depozitul de flori, după care în drum spre depozit o să mă opresc la benzinărie să-mi iau ceai, pentru că s-a agitat și nu s-a agitat, s-a emoționat mai mult. După care o să livrăm aranjamentele și după care o să mergem pe faleză să împărțim floricelele. Am emoții. Chiar am emoții. N-am făcut niciodată chestia asta. Nici nu știu să fi făcut cineva în afară de partii de chestia asta până acum. Hai să ies eu din parcarea asta mirobolantă de la mine din cartier de aici, că de păcate la noi se parchează într-un mod mai ciudat. Ia stai mă să vedem dacă se ieșim pe față. Hai că nu e așa joasă totuși. Ba, cred că o să dau drept mai de mâine, dar nu, este așa. Dar să nu-l atingi. Ei, și dacă-l atingi, asta e, dacă parcă ca un... ceva. Ca un vițeluș, să nu zici că a parcat frauntulos. Mă bucur că de-i. Este totuși soare, din păcate este un pic cam friguț, sincer. Și am fi vrut să fie un pic mai cald, să putem să fim un pic mai relaxați din punct de vedere vestimentar, dar trebuie să stăm cu gepuțele pe noi. Dar asta e, nu avem ce să facem. Nu aveam când în altă zi să facem lucrul ăsta. Ieri a fost și mai urât și mai frig. Nu a fost soare mai deloc. Nu am știut să facem lucrul ăsta. Așa că am lăsat-o pentru ziua de duminică. Să vedem ce iese. Chiar sunt mega, mega curios. Da, e așa, asta e așa. Da. Domnul ăsta nici nu știe ce vrea. Vrea să facă. Nu există semnalizare. Nu există semnalizare. Din păcate. Da. Ei, tot în vlogul ăsta o să vă zic că mă uitam aseară după piese pentru mașină, după bară și așa, am găsit un kit de airline care, sincer, mă încântă un pic, dar pentru Passat pe 6 nu există o bară pe cum e la BMW, cu M-pachet, să vină barea umflată așa cu totul. Există doar prelungiri bară față, prelungiri bară spate, ceea ce pentru 1400 de lei, sincer, nu prea mă încântă chestia asta, în contextul în care eu am bara pușită. Și cred că o să merg doar pe varianta bară simplă, vopsită, să fie basic. În cel mai rău caz, probabil o să achiziționez și o codiță pentru portbagaj. Am văzut la cineva și mi-a plăcut foarte mult. Dar încă nu m-am hotărât. În teorie am zis că nu mai bag ciubană în ea pentru că vreau să o schimb. Urmează să facem și plafonul negru și stâlpii ăștia negre, pentru că s-a desprins aici sus. Este o problemă și la Golf, dar și la Passat. Bun, mai revenim cu cadre de pe drum. Bun, deci am ajuns și noi la prima locație, unde trebuie să livrăm bunuțulețul. Haideți și noi.
Deci vedem, are 33, nu e asta scara. Nu, care e de la 91 la 120. Ok, hai să vedem. Următoare scara. Aia de acolo, dreapta. Da. Stai așa un pic. Mi-a dat cu virgulă în locul ăsta. Cred că trebuie să mai urcăm în etaj. A few moments later. Da, mă, se pare că nu este acasă. Am întârziat. Și măcar m-am scăpat-o. De ce care poate? Cum sună asta? N-am scăpat-o, știi? Poate măcar o să-i facem un lucru. Nu trebuie să vină înapoi în fața blocului. Era asta, ține-o cu toți. Mai degrabă mergem să înaintăm spre ea. Știi? Unde ar putea să vină? Stai așa să mă gândesc unde e stația la IREG. A, pe aici. La dragul tău soț. Ca tu, chestia asta. Da, de la el știam, de te pup. O primăvară frumoasă. Da, păi de asta noi ne-am dus, ne-am rătăcit între blocuri, am ajuns prin altă parte și am luat numărul de el. Acum filmăm și pentru YouTube, te poți să-i transmiți acolo ceva a lui. Mulțumesc, super mult, chiar nu mă așteptam. Ce drăguț. O să fie prima persoană care o să vadă reacția live, știi, de la depărtare. Pentru că, aha, nu știu cum ai. Hai, te mulțumim acum, că și tu ai un cont de YouTube, păi da? Georgiana SZ acolo, dați un subscribe. Da. Și am ajuns și la a doua locație de cel de-al doilea aranjament. O să vedeți mașinile astea noi. Bună ziua! Bună ziua! A venit cu cadouri, din păcate ne am mesie să rog. Noi și filmăm pentru da? YouTube și pentru Alice. Bună ziua! Hai să dăm asta jos. Bună ziua! Completăm aici cu băiați. O primăvară frumoasă vă dorim și băiatul vă dorește. Puteți să și transmiteți ceva aici? La mulți ani, mulțumim! Alex, te pupă, mama. A fost surpriză mare. Mulțumesc frumos! Așa este. Mulțumesc! Are întregit echipa, mergem pe faleză, dar până când o să vă pun filmarea de acolo, o să vă las cu un mic cinematic din ziua de ieri cu buchetele că mi-am făcut și cum arată versiunea finală. Are să putem să o oferim. Un pic cam goală, sincer, faleza, dar... Din cauza frigului sau? Da, sigur, din cauza frigului.
piața. Hai, poate mai stăm pe spate de doamne. Hai, Mihai. Da, ia să vedem. Maicu. Maicu, Maicu, piața. Hai. Gâturi, dar vrem să vă oferim o floricică. Putem de o primăvară frumoasă vă dorim. A, nu este, este perfect. La revedere! Emoții deja au dispărut, oarecum au dispărut, dar se pare că foarte, am intrat repede, doar. Foarte încântat de doamne și domnișoare. Să primească, da. Da, se pare că lumea apreciază, bineînțeles că oamenii cred că suntem de la partid. Dar nu suntem de la partid, suntem de la florăria din Estorie, Luca n-aș ști, dar m-am mai arătat încă o dată. De când am văzut trandafirii noștri și i-a zis că na. Da, și spre surprinderea noastră chiar și domnii erau foarte încântați de faptul că facem această inițiativă. Am intrat mai devreme într-un restaurant și am dat acolo la masă cu și colicele. Nu am putut filma pentru că considerat că este mult mai elegant așa. Dar hai să mă Mulțumesc! Ce calitate de fotograf! Ce frumos! Ce frumos! Mai bine să mă duc! Mulțumim! Mulțumesc frumos! Da, cred că o să facem, cred că am întâlnit. Hai că chiar merită, e super satisfăcător când vezi oameni bucuroși. Și vreau să vă zic ceva, m-am învățat mai când stau frate când eram mic. Așa că mă mențin. Bună ziua, bună primăvară frumoasă. Mulțumim. Primăvară frumoasă. Mulțumim mult. Bună. Și cred că contează și... Mă, de care-i spate, ați auzit un U. Mai avem, mai avem o jumătate de trandafir și mașină. O să mergem într-o altă ocazie să mai dăm. Da. Dar mai am 4 bucăți. Hai că mai avem 4. Hai să ne cu ele dăm. Da. Ca să ne luăm cu... Da, da. Hai că mai ajutăm, că mai vin... Da. Pe restaurant? Da, m-am intrat în restaurant. Așa. Și mi-a zis unul că... Bine mi-a zis. Asta am crezut eu. Pleacă-mă de aici. Ți-ai crezut că le vin trandafirii. Da, că le dau câte 10 lei la fiecare. Ok, doamne, v-ați dat trandafir, a zis. Hai că e bine. Hai că mai scoți 10 lei. Hai că o primăvară frumoasă. Mai adou cafea. Primăvară frumoasă. Am revenit dintr-o altă locație, suntem în grădina publică și am luat și cealaltă parte de trandafiri. Și se pare că aici este mai multă lume decât pe paleză. Așa că sperăm să îi lichidăm pe toți. Și domnilor și domnilor, fotograf și eu, florărie. Da. Mai bine. Ce pentru lumea întreabă de partid. Cu această chestie
Da, dar ce mesaj putem să transmite Mihai pe această cale? Ca toată lumea care are societate comercială să încerce să promoveze și în alt mod. Să oferi ceea ce e bun, ca să zic așa. Nu doar partidele. Da, nu doar partidele. Bine, noi încă nu vine flori naturale, dar oarecum domeniul este activitate este floralic. Așa că, succes la promovare. Bună ziua! Hei, stai la fiert. O primăvară frumoasă. Hai. Asta e. Costi, mai dai din atâi lui Mihai, că el stă cu trei în mână. Ia. Da. Hai că te mișc, păi mai iau de la tine, dacă e ceva. Că l-am pe ăsta care e un pic nașpa. Nu arată rău. Sănătate, mai bine. Și nu-mi place asta, cum e. De ce s-a rupt? Da. Ei, lasă-l deoparte. Dragilor, cam asta a fost și pe inițiativa noastră de astăzi. Până una alta, nu uitați să dați un subscribe la Constantin Mariu și la Mihai Mugurel. Și pe Instagram, tot la fel, Mugurel, da. Constantin Marius Vlog și pe Instagram. Vă mulțumesc foarte mult dacă v-ați uitat la acest videoclip și până data viitoare, v-am pupat! O zi bună!